Bună seara, dragii mei telespectatori! Iată-ne din nou la emisiunea Om Bun. În seara aceasta vreau să abordez un subiect un pic așa cam delicat. Rușinea. Rușinea. Ce este aceea? Rușinea. Și dacă mai este astăzi în societatea noastră vorba de rușine. Știm să ne când să ne fie rușine, sunt fapte rușinoase și fapte nerușinate. Ce înseamnă rușinea? Și m-am mutat în primul rând în Dex. Să luăm așa, științific. Rușine, conform Dex-ului, sentiment penibil de sfială, de jenă, provocată de un insucces sau de o greșeală. Fără rușine. În continuare, fără jenă, cu obraznicie, expresie de a muri de rușine sau ai plisni cuiva obrazul de rușine. Se spune când cineva se simte foarte rușinat. N-ai rușine sau nu le-ai rușine sau nu le-ai rușine obrazului, se spune cuiva lipsit de bun simț, obraznic, nesimțit, nerușinat. Altă definiție așa, rezervă, modestie, reținere, timiditate, sfiiciune. Asta este definiția conform Dex-ului. Ce vedem aici? Că rușinea, de fapt, sentimentul acesta, trăirea aceasta, ține de morală, de legi morale. Nu ține de fizică cuantică, nu ține de logaritm, de integrale, nu. Nu ține de psihanaliză, așa, să vorbim despre Freud, nu. Ține de legi morale. Și până la urmă, tot de educație. Bătrânii spuneau așa că înainte exista pe câmp o floare care avea în centru ei mult roșu. Și aia se numea floarea rușinei. Și ci că era foarte plină. Plune câmpurile de acele flori care erau cu mult roșu în centru. Astăzi zice că nu prea mai sunt și alea care mai sunt au foarte puțin roșu pe petale în centru. Deci a plecat rușinea din lume. Așa spun bătrânii. Eu cred că este și o ocară pe care ne-o dau ei, frumoasă prin aceste vorbe, prin faptul că generațiile de astăzi sunt cultivate cu mai puține legi morale. Și să știți că de 30 de ani încoace, de 30 de ani sunt o viață de om. De 30 de ani s-a cultivat mereu lipsa unei moralități atât în societatea românească, cât și în existența fiecărui individ. Hai să ne uităm la modelele de la televiziune, pe care le vedeți dumneavoastră cu multă rușine. Dacă ne uităm noi la cele care vin și numai nu sunt dezbrăcate complet, la ore indecente, nu la ore târzii de noapte, ci la ore așa, pac, au venit despuiate și acopere doar un pic așa și încep să vorbească. Bun, alea sunt modelul de fete de succes.
Au schimbat 2-3 fotbaliști, 2-3 meserii pe care nici nu au știut să le facă cum trebuie, dar modelul acela este de succes. Dar nu mai spun că sunt și bărbați la fel, adică nu credeți voi că sunt altfel. Nu. Vine el plin de toate și de ifose, în primul rând. Nu știu de unde are atâția bani de are plin de toate. Ceasuri, mașini, nu știu de unde au pus să aibă atâția bani. Pentru că unii muncesc mult și nu au. Dar vorba cuiva. Păi de aia n-ai, că muncești. Iarăși fără rușine. Foarte mulți, și când spun foarte mulți, sunt foarte mulți politicieni puși în administrarea statului și fără rușine nu știu să se exprime corect românește. Cum vii tu fără pic de rușine când habar nu ai ce-i cu tine și de ce ești pe planetă să te ocupi de un minister, a unei țări, a țării tale, nu a unei țări pe care vrei să o distrugi, un dușman. Că, teoretic, nicio țară nu-i dușmanul, nici a uneia, dar sunt. Prin implicațiile marilor puteri în cele mai mici puteri, sunt acțiuni inamicale, ca să o putem numi așa, chiar dușmănoase. Adică, dacă o mare putere vrea să-ți ia resursele pe nimic și să te fure, nu poți să spui că acțiunea acelei mari puteri asupra țării tale este o acțiune prietenoasă, ci dușmănoasă. Deci, tu nu ești pus ministru la acea mare putere ca să o falimentezi cumva și să-ți protejezi țara ta și poporul tău. Nu, tu ești pus ministru în țara ta și tu nu știi câte urechi ai. Tu nu știi cum te cheamă cu buletinul în mână. Tu nu știi să vorbești nimic, aștepți consultantul de lângă tine să-ți spună ceva. Când te întreabă cineva ceva, fă-ți în hârtiile și nu știi să deschizi două vorbe. Și trebuie cineva să-ți spună. Și dacă în vremurile mai de demult, așa, acum vreo 20 de ani, acum vreo 15 ani, erau oameni, cum să spun eu, ticăloși așa ca intuiție, ca politică în sine, ca modalitate de gândire. Dar măcar erau pe felia lor. Cunoșteau legislația respectivă. Cunoșteau domeniul. Nu poți să-i spui lui Văcăroiu, cunoștea economia. Economia aia comunistă, care era. Dar o cunoștea. Nu poți să-i spui lui Florin Georgescu că nu știe economie. Cum să nu știe economie? Știe foarte bine. Nu puteai să-i spui lui Năstase. Adrian Năstase, ăla cu 4 case, cu nu știu câte case, care, vai de mine, bombonel, cum îi spuneau ăștia. Nu puteai să spui că el nu știe politică externă. Ba da. Că era ranchinos așa și când s-a văzut prim-ministru, wow, credea că și-a pregătit și lege pentru el și mandat de președinte să stea 5 ani și după aia încă 5. Dacă vă ne băsesc cu după. Și n-a mai stat el nimic și s-a dus chiar la Mititica un pic. Deci nu poți să spui asta, că nu le știu pe asta. Oameni care știau domeniul lor foarte bine și oameni care se exprimau corect. Oameni care se exprimau corect. Uitați-vă la Adrian Năstase cum vorbește. Și uitați-vă la Uitați-vă la ăștia de azi. Guvernul României, premier plus 4 vicepremieri plus 27 de miniștri
plus 135 de secretari de stat, plus 270 de subsecretari de stat, plus 240 de consilieri de stat. Toți toate aceste funcții, toți acești oameni sunt plătiți la rang și cu venit de miniștri. Premier, 4 vicepremieri. Nu știu de ce trebuie 4. Adică ce îi trebuie la premierul ăla? N-ar trebui să aibă niciun vicepremier. Dar hai, așa. 1, dar 4. 27 de miniștri. Am mai vorbit odată și am spus că Franța, nu știu câți aveau, 16. Franța. Germania, tot așa, vreo 16. Băi, de Germania, mă. A fost imperiu la un moment dat. Noi 27, dar ăștia au avut colonii. Franța a avut colonii. A avut al doilea imperiu colonial din lume. Primul a avut Marea Britanie. Bă, câți miniștri ne trebuie nou? Și Bașca după aceea, 135 de secretari de stat. 135. 270 de subsecretari de stat și încă 240 de consilieri de stat. Băi! Câtă rușine! Cum poți să stai nerușinat pe niște posturi din alea în conducerea țării și tu ce să faci acolo? Nimic? Ai tras la fiare și ești musculos și gata, te-a pus consilier de stat? Și ce faci acolo la ministerul respectiv? Că habar n-ai cum se scrie în românește bine. Dacă citești o foaie în românește, nu știi să o explici despre ce este vorba. Ești analfabet funcțional. Nu poți să-ți dai seama și nu poți să explici, băi, ce-am citit. Și din domeniul tău, unde te-a pus consilier de stat. De ce atâta lipsa de rușine? De ce atâta lipsă de rușine? Bun, am vorbit despre modele. VIP-uri. Very important persons, da? Persoană foarte importantă. Da? Eu credeam că papagal foarte important, da? În fine. Ce fel de model pentru tânăra generație? Ăștia. Ai văzut, mamă? Ce-i trebuie atâta muncă? Lasă mai cu uite. Au ajuns ăștia. Ce dai și tu pe lângă un fotbalist? Ce dai și tu pe lângă un politician din ăsta care i-a dat măsă, i-a dat taț? Ești frumușică? Sau băieți, lasă-mă, că ai să faci, tu dai în cap, faci și ți-e treaba ta carte. Uite ăștia cum au făcut. Nu? Atâta învățătură. Și fără rușine, dar fără rușine. Atâta propagandă LGBT. Eu n-am nimic cu persoanele care nu știu ce și cum e cu îndrăgosteala. Da, de ce atâta fără rușine propagandă făcută? Că asta este o propagandă. De ce pe toate posturile de televiziune, când se vorbea înainte despre un caz, dar acum, fără rușine și pentru cei care dau emisiunile, fără rușine și pentru cei care apar și își povestesc și vorbesc și își cer drepturile. De parcă eu le-am spus că dreptul sub plapuma lor, nu mă duc să-i caut eu acolo ce fac ei sub plapuma. De ce trebuie să fie atâta de mult prezentat publicului larg? De ce fără rușine în muzeul țăranului român, unde este esența culturii românești,
se prezintă fără rușine și în mod sistematic modele anticulturale. Adică nu că o cultură care nu trebuie să fie o cultură, că nu e cultura aia ce se prezintă acolo. De ce fără rușine se continuă a mai ține în funcție pe acel director de muzeu? Și ministrul culturii nu-i face vânt. Tăticu, ce ai făcut acolo? Da, muzeul țăranului român, tu în ce îl transformi în propagandă LGBT. Pa, la revedere, tată. Păi, dar nu știi esența culturii românești. La revedere, pa! Pa! De mâine nu mai ești. Nu că de mâine, de azi. Din secunda 2 la care te-ai gândit că se poate să... Nu mai trebuia să mai fii. Nu știu, ăștia să-și facă propagandă unde au ei. Dar nu la Muzeul Țăranului Român. Păi ce ar fi de acum? Păi ce facem? Păi ăla-i... Ce ar însemna? Unde ajungem? Și cultivată în același timp, cultivată o vinovăție că ești român. Deci, ți este rușine să spui că ești român. De ce? De ce să-ți fie rușine că ești român? Pentru că român prin esență și prin cultură ar trebui să nu-ți fie rușine să te prezinți. Băi, sunt român. În anii 70, România a luat la olimpiadă, la gimnastică, 5 de 10. Protagonista de atunci a fost Nadia Comăneci. De atunci toată lumea știe Nadia Comăneci româncă. De ce să-ți fie rușine cu un model din ăsta? Uită-te pe net și vezi Hagi. Deci numai în domeniul sportului spun. Ușoare. Deci Hagi. Model. Uitați-vă acum la Simona Halep. Și asta vorbesc doar din domeniul sportului. De ce aceste modele nu sunt în continuare promovate și de ce să-ți fie rușine cu aceste modele? De ce să fii promovat prin prostie și prin dezbrăcăciune? Când poți să fii promovat prin muncă, prin efort susținut, prin perseverență, printr-un model corect. Știți că la un moment dat se spunea despre Simona că a pierdut firma Adidas ca sponsor, ca nu știu ce. De ce? Știți de ce? Pentru că nu s-a dezbrăcat prin Playboy. Iar celelalte, chiar dacă nu mai sunt pe locul întâi, și-au arătat nurii prin diferite reviste. Și bineînțeles, modelul de astăzi al câștigului de bani în mod ușor și al prezentării fără rușine a non-valorilor, dacă îți arăți o femeie că este un bun consumabil, trebuie să o arăți dezbrăcat. Păi femeia nu este un bun consumabil. Așa vrei să o prezinți? Să fii sănătos. Simona Halep mie îmi place pentru că este o luptătoare. Pentru că este româncă și pentru că știu cum luptă. O văd că dă totul pe teren. Și nu știu dacă aș mai privi eu cu aceeași stimă dacă aș vedea o dezbrăcată într-o revistă. Cu toate că e frumoasă, ar putea să fie vai de mine. Dar pentru ce? De ce să-și dea cu șutul la atâta muncă? Ce? Ar fi mai bună? Ar lovi cu racheta altfel pe teren? Nu. Dar fata are moralitate în ea. Este educată? Bine. Are rușine. Are rușine.
și sunt mulți care sunt nerușinați și, bineînțeles, când au avut eșec, au mușcat-o de părțile dorsale. Sunt destui. Chiar și pe la televiziune. Și din lipsa asta de rușine, a generației de 30 de ani cultivată, s-a ajuns la un lucru pe care noi l-am pierdut foarte mult. Suntem oameni credincioși, marea parte a poporului. Oameni cu credință în Dumnezeu. Dar prezentat așa, într-un mod fără rușine, am ajuns de suntem, cred că, pe lângă faptul că suntem țara cu cei mai mulți oameni în diaspora, suntem țara, cred că, și cu cele mai multe avorturi. Se spune că de la Revoluție încoace, de când s-a dat drumul la libertatea avortului, să nu credeți că avortul este un mare chin pentru femeie și avortul este o crimă. Un copil este ucis în pântecele mamei, unde ar trebui să fie cel mai bine și cel mai cald. Și nu vorbesc doar de rușinea pe care o simte acea femeie, ci vorbesc de rușinea unei societăți. S-au făcut niște calcule statistice și între 16 și 22 de milioane de oameni am pierdut noi de la Revoluție până astăzi prin prisma avorturilor făcute. Iar lupta aceasta împotriva vieții, împotriva lui Dumnezeu, noi, degeaba ne arătăm prin religiozitatea noastră, prin deșteaptă-te române, prin ridicare de catedrale și de biserici. Dacă noi ucidem viața în trupul nostru. Între 16 și 22 de milioane de oameni mai făceam o Românie. Ce ar fi însemnat această generație? 16 milioane, luăm cel mai puțin. Nu mai spun că... Ce ar fi însemnat? Ar fi însemnat, în primul rând, copiii care, uite, acum ajungeau la un 30 de ani. Da? Ar fi însemnat locuri de muncă, ar fi însemnat grădinițe, ar fi însemnat școli, ar fi însemnat infrastructură, ar fi însemnat poate și biserici, ar fi însemnat toate. Gândiți-vă că mai aveam încă 16-20 de milioane de oameni tineri, crescuți cu dragoste de părinții lor. Să știți că cel mai mare dușman al unui guvern corupt este un popor educat. Și noi, ca părinți, avem datoria sfântă să ne educăm copiii noștri. Noi, ca profesori, avem datoria să ne educăm tinerii noștri. Noi, ca preoți, avem datoria să ne educăm enoriașii noștri. Dar și noi, ca persoane în societate, avem datoria de a ne educa unul pe celălalt. Medicul, în primul rând, nu trebuie să prescrie medicamente, ci trebuie să educe populația cum să trăiască sănătos. Înainte de a vinde medicamentele trusturilor farmaceutice, trebuie să învețe populația să trăiască sănătos. Polițistul, înainte de a rupe în amenzi, stând la colț,
vânând mașini care depășesc viteza sau care au centura sau care n-au centura, ar trebui să facă o educație. Foarte puțini polițiști i-am văzut că într-adevăr au făcut o educație. Și acelor polițiști care m-au educat, și poate am apăsat și eu pe pedală vreodată, mai repede, nedându-mi seama, nici într-un caz n-am mers cu 100 acolo unde trebuia să cerc cu 30, vă dați seama. Nu, dar dacă trebuia să merg cu 60 și am mers cu 70, m-a oprit. Mie mi-a plăcut de polițistul care nu mi-a pus amendă și mi-a spus, domnule, uitați, uite, așa, 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 acolo ați avut. Nu l-am văzut. Știu că pe aici se mergea cu 70. Nu vă grăbiți. Aveți copii în mașină. Mi-a făcut o educație. Și a fost mai bine văzută decât o amendă și o vânătoare de amenzi. Am primit și vânătoare de amenzi. Adică n-a avut pe ce să-mi nimic. N-a avut, efectiv n-a avut. Și pentru că a văzut că mi-am disfăcut centura, că vreau să... Eram legat în centură și trebuia să mă aplec după... în... bord și să-mi iau acte sau silieră și mi-am scos centura. Și a văzut că mi-am scos centura. A, n-aveți centura, amendă. Păi, omule, acum mi-am desfăcut-o, sub ochii tăi. Nu mă interesează, trebuia să o ții. Erau la vânătoare, da. Deci, educația. Fiecare dintre noi putem să o facem. Și voi mai vorbi imediat, după o mică pauză. Pauză, te rog. PVC Tomplast. Ai trei motive să o alegi. Termoizolare garantată, izolare fonică fără compromisuri, design deosebit. Alege Tomplast. Alege rapiditate, profesionalism și calitate. Alege 10 ani de garanție la uși și ferestre. Sună acum la 0722 661 485 și ai 25% reducere. În plus, ai gratuit transport și montaj, plase pentru insecte și sticla 4S. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac, țac. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Apa Vital are grijă de apa din municipiul Pașcani. De acum și orașul Pașcani va avea servicii de furnizare a apei la nivel european. Pentru a beneficia de serviciile Apa Vital, formați asociații de locatari în blocuri și încheiați noile contracte prin asociațiile de locatari sau individual dacă nu locuiți la bloc. Informații la telefon 0232 969 sau pe site-ul Apa Vital. Apa Vital este parte din viața orașului Pașcani. Bine am revenit în emisiune, dragii mei telespectatori, vorbeam despre rușine.
și despre floarea aceea rușine, pe care bătrânii spuneau așa, înainte era plină de roșu. Acum, din ce în ce mai puțin roșu și nici florile nu se mai găsesc pe câmp. Să știți că, dacă vă uitați așa în Sfânta Scriptură, în momentul în care poporul evreu a călcat strâmb față de Dumnezeu, față de legile lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a pedepsit, sau pedepsit ei. L-a tras pe mal și l-a dus pe făgașul corect prin diferite modalități, dar la un moment dat profeții au și spus, dacă vă dați la idolatrie, dacă nu respectați legile lui Dumnezeu, vom fi dați altor popoare. Și așa s-a și întâmplat. Ba în robia egipteană, ba în robia babiloniană, au căzut în robii. Până când, fără de rușine, l-au răstignit pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, și împăratul Titus i-a împărțit în tot imperiul. Abia la 1949, după aproape 2000 de ani de peregrinări prin lume, și după Holocaust, și după tot felul de, nu mai spun, în perioada Inchiziției, cât au fost arși pe rug și urmăriți și creștinați cu forța, și acest popor tot a avut de suferit. Că la un moment dat a încălcat și el, chiar dacă e poporul sfânt, a încălcat legile lui Dumnezeu. Păi noi suntem popor de creștini, noi suntem popor nu creștinat cu forța. Noi românii suntem un popor de creștini format de când s-a format poporul nostru. Prin îmbinarea celor două elemente, dacic și romanic, noi ne-am format ca popor român. În momentul ăla, și creștinismul s-a împânzit în Imperiul Roman. Sfântul Apostol Andrei este unul din primul apostol întâi chemat al lui Hristos, care ne-a creștinat pe noi, pe români. Păi noi din pântecele Maicii noastre suntem formați ca popor creștin. Când ne-am format ca popor, ne-am format și creștini. Nu a venit un conducător politic să ne taie și să spună noi de astăzi suntem creștini. Bulgarii pe la secolul VIII, Simeon i-a transformat în creștini. Ungurii tot cam așa, cu regele lor Ștefan. V-am spus, toate popoarele, rușii, la fel, cu cnezii lor. Ultimul popor creștinat european au fost lituanienii, pe la 1380. Nu mai spun francezii, creștinați cu forța, catolicizați cu forța. Germani, Charlemagne, Carol cel Mare, la un moment dat le-a dat foc la copacul druizilor la care se închinau ei. Deci totul s-a făcut cu forța. O creștinare cu forța. Noi nu. L-am primit pe Hristos și creștinismul de când ne-am format. Păi noi. Noi. Dacă nu respectăm legile lui Dumnezeu, vom fi și noi împărțiți între popoare. Am fost împărțiți, o istorie întreagă între popoare. Independența, unitatea, nu sunt. Suntem în an de centenar, da? Sărbătorim 100 de ani de când s-au unit toate provinciile românești. Încă mai avem Basarabia și bucăți din Bucovina, de nord, și din Basarabia de sud, Bașca, bucățica aia de cadrilater care cred că va rămâne la bulgari pentru mult timp. Noi sărbătorim anul ăsta 100 de ani de Românie Mare, da? Centenarul.
Păi, unitatea noastră este un dat, dar s-a luptat pentru ea. Păi, dacă cumva nu respectăm legile vieții și legile lui Dumnezeu, vom fi dați între popoare. Deja suntem sclavi. Unii aici, pe teritoriul nostru, alții dincolo. Pentru că nu suntem un popor care crește. Să vedem, uite cum creștem. De 30 de ani se duce o muncă asiduă pentru a ne transforma în sclavi. Sclavii corporațiilor, sclavii Europei. Avem cea mai mare, după Siria, unde este război, cea mai mare diaspora. Plecat, dar la noi s-a dus un război, dar cu noi. Dintre noi, cozi de topor, au dus un război cu noi. Război economic, război psihologic, război. Nu ca în Iugoslavia. Dar uitați-vă la efecte. Atâția români plecați, atâția tineri lăsați fără o educație morală riguroasă. Și să știți, de exemplu, Ion Eliade Rădulescu spunea așa: fără școală să nu te aștepți, să nu se aștepte nimeni nici la părinți buni, nici la fii buni și, prin urmare, nici la un stat bine organizat și bine cărmuit și păstorit. Deci, fără școală să nu se aștepte nimeni nici la părinți buni, nici la fii buni și, prin urmare, nici la un stat bine organizat și cărmuit și păstorit. Bine. Așa că să avem grijă de floarea aceea rușinii din noi. Să o cultivăm și să o avem. Nu să fim nerușinați, ci să avem mult bun simț. O seară frumoasă vă doresc. La revedere!